Bună, dragilor, și bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi acest model de fular. Este lucrat dintr-un fir care este anume pentru așa ceva, papatia Joyful. Sunt foarte multe culori, eu le am doar pe acestea. Și aceste fire frumoase le găsiți pe site-ul www.firdetricotatpovesti.ro, unde puteți găsi și alte culori. Eu pentru început le-am luat pe acestea. Și am început să lucrez din acest fir. Lucrând cu acest fir, vedeți cum se formează modelul pe fular. Voi puteți să-l faceți și încă o dată cât acesta, dublu, în funcție de cât de lat doriți voi. Eu am început în felul următor. Deci, firul meu are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, firul meu are 6 culori. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Deci avem 6 culori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am folosit croșeta de numărul 6. Pe fir, aici scrie croșeta numărul 5, dar eu am folosit croșeta numărul 6. Mie mi s-a părut că merge foarte bine. Deci se lucrează aceste romburi, aceste dungi care vor forma romburi. Se lucrează foarte bine și egal cu croșeta numărul 6. Aici avem albastru, deci de aici începe culoarea gri. Și vom începe în felul următor. Deci vom face lanț, ochiuri de lanț, până vom ajunge din nou la culoarea gri. Deci, vedeți? Vom face inclusiv culoarea albastru, până vom ajunge din nou la culoarea gri. Așa, deci mergem cu ochiuri de lanț. Aceasta va fi baza, baza fularului. Nu se lucrează greu, se lucrează destul de ușor, doar că trebuie să fim atente, pentru că uneori culorile, poate e puțin mai scurtă culoarea sau mai lungă și atunci vă voi arăta unele chestii, unele lucruri care vor putea să rezolvăm această problemă. Deci, acum mergem cu albastru deschis. Apoi va urma culoarea gri. Deci, avem cele 6 culori. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Deci, avem cele 6 culori. Acum, când am ajuns din nou la gri, deci vedeți? Acum, când am ajuns din nou la gri, vom face în felul următor. Vom lăsa
Una, două, trei, în al patrulea ochi de lanț vom băga și vom lua așa prin două. Deci vom lăsa una jos și vom lua prin două. Și facem ochi de lanț, lăsăm una liberă, în următoarea băgăm din nou și facem un piciorul scurt, facem un ochi de lanț, lăsăm una liberă, următoarea vom băga și vom face un picioruș scurt. Și avem trei piciorușe scurte. Facem un ochi de lanț și acum vedem, deja avem culoarea gri deschis. Lăsăm un ochi liber, următorul lucrăm, un ochi de lanț, lăsăm una liberă, în următoarea băgăm și facem piciorușul scurt. Așa. Din nou, ochi de lanț. Și vedem că avem 3 din fiecare culoare. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acesta este albastru deschis în capăt. Acum, din nou ochi de lanț și vom începe culoarea galbenă. Una, două, lăsăm un ochi liber, al doilea piciorul scurt, ochi de lanț și al treilea piciorul scurt. Facem și din nou 3. 3 gri, 1, 2, 3, 3 gri deschis, 3 galbene. Acum vom face una, două, să strângem, să lăsăm un pic mai lărguț aici, pentru că vedeți că nu ni se trage foarte bine culoarea albă. Deci ori lăsăm un pic mai lărgut sau facem un picioruș dublu scurt. Vedeți, acum avem culoarea albă. Un ochi de lanț. Deci trebuie să fim atente puțin la unele detalii. Dacă firul este prea scurt, îl facem puțin mai strâns, pentru că pe urmă el o să se regleze după celelalte. Având lână și acril, va ceda puțin. Acum, după ce am făcut cele trei albe, urmează cele trei albastre. Una, un picioruș, unul liber, al doilea, al treilea. Și va veni piciorușele albastre. Deci noi aici trebuie să avem cele 1, 2, 3, 4, 5, aceasta este a șasea culoare. Da? Noi trebuie să avem cele 6 culori. 1, 2, 3, 4, 5 și al șaselea. Aici avem un picioruș albastru și aici vom face doar două piciorușe albastre ca să fie 3 la fel ca și celelalte. Când ajungem aici, acum lanțul ăsta îl lăsăm așa, apoi îl vom desface și vom ascunde firul. Facem două ochiuri de lanț, deci am ajuns aici. Am făcut una, două, trei albastre închis, una, două albastru deschis. Vom face una, două ochiuri de lanț, ne întoarcem și aici vom mai face un picioruș. Apoi luăm, facem un ochi de lanț și vom merge din nou cu 3
piciorușe, două, trei. Da? Deci avem trei albastre închis, două deschis. Aici avem una, două deschis. Acum, vedeți deja aici la gri. Deci am făcut ochi de lanț și mergem până la capăt. În felul acesta. Deja aici la galben, vedeți că mergem cu un picioruș mai. Deci v-ați întors. Un pic să trag firele mai tare să se vadă bine culoarea, pentru că pe urmă nu o să vă pot arăta vouă. Deci una, două, trei, una, două, trei. Galben, una, două, trei. Ochi de lanț. Una, două, trei, una, ochi de lanț și acum vom începe cu culoarea albastru. Două, trei, una și acesta fiind piciorușul scurt, da? Am făcut una, două, trei și facem una albastru deschis. Vom observa, aici avem 1, 2 piciorușe albastru deschis, aici 1. Deci în total 3. Acum facem două ochiuri de lanț, ne întoarcem și facem un picioruș albastru și apoi venim cu gri închis. Și aici se observă prima dată, deci una, două, trei, cele primele trei gri închis. Acum vom merge mai încol cu una. Și veți vedea că la fiecare culoare mergem mai încol cu una. De aceea am zis că să trageți în așa fel să se vadă bine culorile. Deci acum va trebui să avem gri deschis. Da? Gri deschis este aici primul picioruș. Acum va fi primul picioruș mai încol cu una. Deci între piciorușele scurte facem ochi de lanț. Griul acesta e puțin mai scurtă culoarea și îl voi face un pic strâmt acolo și merge. Da? Aici cu galben vedem că mergem la fel mai încol cu un ochi. Aici. Deci vedeți aici griu, aici cu un picioruș mai încol, da? Deci nu este în drept cu el, ci merge așa.
La fel și gri deschis. Aici gri deschis, aici gri deschis și merge așa. La fel și galbenul. Acum la fel va merge și facem un ochi de lanț. La fel va merge și alb. Una, două, trei. Și la fel și albastru, vedeți? Deci nu mai împungem deasupra lui, ci mai încol cu una. Deci toate ne vor duce mai în, cu una mai înspre partea opusă. Acum, aici avem una, două. Aici vom mai face un picioruș scurt. Deci tot trei trebuie să avem. Da? Deci aici avem 1, 2 și mai avem aici un picioruș scurt. Acum facem una, două ochiuri de lanț, ne întoarcem și facem 1, 2, așa, și încă 1. Aici îl facem un pic mai strâns. Deci facem un albastru, ochi de lanț și încă un albastru. Pentru că avem nevoie gri să meargă mai încol cu una. Una, două, trei. Deci, vedeți, aici gri, gri. Deci toate merg mai încol cu una. Să fac aici să se vadă mai bine griul. Deci o să las puțin mai larg. Așa. Și vedeți, începem cu gri deasupra lui gri. Aici avem acum albastru deschis, 1, deci rândul din margine, piciorușul din margine, 1, 2, 3. Da? Aici avem 1, 2, 3. Și vedeți cum merge griul puțin într-o parte. Acestea sunt rândurile care vor forma mai târziu romburile. La fel și celelalte culori. Vedeți, avem aici gri deschis. Da? Gri deschis. Acum gri deschis vine deasupra, primul picioruș vine deasupra la al doilea gri. Două. Trei. La fel și galbenul. Vine de rândul de jos, deasupra la al doilea. La fel, acum și albul va veni, vedeți aici avem albul, aici va veni un alt alb. 2. Și 3. Apoi vom începe piciorușele albastre, care vor veni 1, 2 și 3. Deci al treilea picioruș îl băgăm acolo unde facem două ochiuri de lanț. Deci vedeți aici avem 1, 2, 3, albastru deschis, 1, 2, 3, gri, vedeți cum merge griul, la fel și gri deschis,
Apoi galbenul, albul, avem aici alb, cele trei, iar aici la fel și albastru. Acum ne întoarcem și vedeți aici avem 1, 2, acum vom avea una, când rămâne prea mult, vedeți că de data aceasta la albastru este prea mult, luăm jeteu și facem un picioruș dublu scurt. Pentru că dacă îl lucrăm așa, nici nu se observă. Vom face două ochiuri de lanț, ne întoarcem. Și vom începe al treilea gri închis deasupra de la al doilea. Da? 1, 2, 3. Acum am făcut 1, 2, 3. Un ochi de lanț. Unu, două, trei. Facem unul cu gri deschis. Deci băgăm croșeta tot între piciorușele scurte. Începem cu galben, două, trei. Vedeți și galbenul merge mai încolo cu un fir, cu un picioruș. Tragem. Dacă vedem că ne-a rămas prea mult și nu o să iasă albul, mai facem un ochi de lanț sau, cum v-am arătat și mai înainte, în loc de piciorușul scurt, facem un picioruș dublu scurt și vedeți atunci că deja revine culoarea la normal. Deja avem culoarea albă. Vedeți cum merge albastru încoace. Asta am început cu alt capăt aici. Am început cu galbenul. Deci vedeți cum merg firele în col și la fel și albastru dincoace. Așa. Deci băgăm din nou aici unde am făcut cele două piciorușe. Și vedeți că avem 1, 2, 3, 1, 2, 3 și merg așa. Acum una, două, ne întoarcem și vom face 1, 2 și 3. Deci aici am avut 1, 2 și acum 3. Acum vom începe cu gri. Vedeți că începem griul deasupra la al doilea picioruș. 2, 3, luăm un ochi de lanț și albul
două și trei. Deci, vedeți, avem tot câte trei. Una, două, trei, una, două, trei, una, două, trei, una, două, trei. Una, două, trei și merg în partea aceasta. Deci, griu merge încoace, albastru închis merge în col. Și tot așa în părți merg și celelalte. Deci acum am făcut 3 gri deschis, una, două, trei gri închis, una, două, trei gri deschis. Acum urmează una, două, trei gri deschis, galben. Gri închis, gri deschis, galben. Mai facem un ochi de lanț și vom începe la albe. Vedeți, aici avem 1, 2, 3 și noi începem deasupra celui de-al doilea albol. Deci, vouă, dacă firul este, culoarea este puțin prea scurtă, nu tot timpul. În unele părți, probabil și ei când au adunat, na, ori s-a întins prea tare, ori... Vedeți, avem trei albe și vom avea una, două albastre. Pentru că aici avem primul picioruș albastru. Una, două. Întoarcem. Și acum vom începe albastru. Aici trebuie albastru să mai strâng un pic. Deci vom face... Vom lua odată jeteu. Deci dacă doar în situația... Vom face două ochiuri de lanț. Apoi luăm jeteu. Luăm jeteu. Piciorul scurt. Și vom începe cu piciorușele scurte. Una, două, deci aici am avut una albastră, apoi două, trei. Aici avem una albastră și trei. Vedeți că mergem tot cu una mai încolo. La fel și culoarea gri. Am avut aici. Acum vom începe aici, deasupra celei din mijloc. Una, două, trei. Ochi de lanț, una, două, ochi de lanț și vom începe cu cea muștar, una, două și trei. Aici vin cele trei albe. Una, două și trei. Loc de lat. Și aici avem una albastră în capăt și aici vom mai avea două albastre. Una și două. Una, două. Ne întoarcem. Aici vom face
Încă una albastră. Închis, ochi de lanț și vom începe să facem deasupra celei din mijloc albastru deschis. Le-am lăsat un pic prea largi. Deci tot timpul trebuie să aveți trei de aceeași culoare. Da? Acum începem cu Green Keys și vedeți, vom începe deasupra celei din mijloc. Deși când mergem pe o parte și când mergem pe cealaltă, trebuie să mergem mai încol cu una. Nici eu nu am știut, am ascultat mai multe tutoriale străine până când am înțeles de fapt care este deja începe să se observe cele albe, cum se duc și pe o parte și pe alta. Deci alb încoace, gri, apoi acestea gri așa. Albastrele merg în col, albastrele deschis vin așa. Dar noi vom merge tot timpul cu un ochi mai încol. Deci facem ochi de lanț și acum piciorușul scurt îl facem deasupra, deci cele trei sunt acestea, deasupra cele din mijloc vom face primul picioruș scurt. Deci acest fir îl găsiți pe fir de tricotat povești, la doamna Serena Eftimie vă va îndruma sigur unde să căutați, pe site-ul dânsei www.firdetricotatpovești.ro. Deci vedeți și aici avem 3. Are culori foarte frumoase. Un ou de lanț și vom mai face una albastră. Am făcut una albastră pentru că aici avem una și cu cea din, deci cel de pe margine, unu și apoi următorul al doilea. Deci vedeți cum merg la fel ca și la acesta, într-o parte și în cealaltă. Nu este greu de lucrat deloc, o să vedeți și voi, doar că trebuie să fiți atenți. V-am spus, dacă vi se întâmplă ca firul să fie prea mult, sau faceți un picioruș dublu scurt sau faceți un ochi de lanț în plus. Deci, pentru fire, la doamna Serena Eftimie pe site-ul dânsei www.firdetricotat.ro. Eu sper să mă fi înțeles ce v-am arătat și vă doresc spor la treabă.